Salut! În urmă cu o lună de zile, fără două zile, deci pe data de 7 iunie, v-am prezentat o nouă modalitate de înmulțire a trandafirilor pe cale vegetativă prin înmulțire butășire aeriană. Așa cum vedeți în videoclipul din descriere, am secționat tulpina unui trandafir și am pus într-un vas cu apă. Din capătul acestei tulpini secționate au ieșit rădăcinile, așa cum se vede în film. Acum, după o lună de zile, îndepărtăm butașul de planta mamă, secționându-l la o lungime de maxim 30 de centimetri și îndepărtând partea inferioară care nu are rădăcini. Păstrăm doar partea inferioară la care s-au format rădăcinile, așa cum vedem în imagine. Rădăcinile sunt în curs de formare, așa că nu le mai las în apă pentru că se vor dezvolta mult și se vor rupe când le voi replanta. Mergem să le plantăm, să plantăm acest butaș într-un vas cu pământ. Într-un vas simplu, punem pământ de grădină, executăm o gaură și amplasăm noul nostru butaș înrădăcinat în acest ghiveci cu pământ. Nimic mai simplu, îl punem direct în pământ, tasăm pământul de jur împrejurul butașului și lăsăm ghiveciul într-un loc umbros, pentru ca să nu se deshidrateze foarte rapid. O metodă simplă pe care vă recomand și vouă. Multă sănătate și aveți grijă de voi!